Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la ora 20 și 25 pe HBO puteți urmări filmul Paradise. După ce supraviețuiește prăbușirii unui avion, Lam Bannerheim, o tânără de 21 de ani, începe să-și dea seama că lumea este mult mai mare decât micul său oraș. Înarmată cu un cec mare încasat din asigurare și o listă de păcate neîncercate, pleacă spre Las Vegas, singurul loc unde se află toate tentațiile. Pe ProTV de la ora 20:30 rulează filmul The Green Hornet cu Seth Rogen și Cameron Diaz. Brit este fiul celui mai mare magnat media din Los Angeles, care duce o existență fără griji, având ca singură preocupare distracția. Asta până când tatăl său moare în mod misterios, lăsându-i moștenire lui Brit vastul său imperiu media. Împreună cu noul său prieten Cato, unul dintre angajații inventivi ai tatălui său, Brit are pentru prima dată în viață șansa de a face ceva bun, să lupte împotriva tâlharilor și a lumii interlope. Whoa! You did that? What did you think of my father? Was a complex man. Think about this, Cato. We've been completely wasting our potential. This city needs our help. We could be heroes. Here's what will make us different. We will pose as villains to get close to the bad guys. That way, no one will suspect we're really the good guys. După miezul nopții, pe TVR1 puteți urmări filmul Alpha Dog. Au crescut împreună în suburbiile din Los Angeles, trăindu-și propria versiune a visului american, Johnny fiind liderul sordidei lor lumi, clădite pe droguri și lăcomie. Când el este păcălit de un alt dealer, lucrurile scapă de sub control, iar deznodământul șochează pe toată lumea. Justin Timberlake, Sharon Stone și Bruce Willis fac parte din distribuția acestui film, unul dintre cele mai controversate din America. Point that thing at me, you better pull the trigger. You have everyone else fooled around here, but I ain't buying it. Yo, Johnny, isn't that the brother of the guy who owes you money? You kidding me? Hello. Hey, what's up? I didn't do anything! De la ora 21 pe TV 1000 puteți urmări filmul Hulk, cu Eric Bana, Jennifer Connelly și Nick Nolte. Un om de știință și fosta lui iubită lucrează împreună la o formulă revoluționară. Doar că un accident de laborator îl transformă pe cercetător într-o creatură gigantică foarte puternică, iar din această clipă începe lupta cu forțele răului. Bruce, I don't understand what I just saw. It's like the gamma unleashed something that was already there. My son is unique. And the world will not tolerate his existence. What did you do to me? De la ora 18:45 pe AXN puteți urmări filmul The Social Network. Producția dezvăluie momentul în care a fost creat Facebook, cel mai revoluționar fenomen informatic de socializare de la începutul acestui nou secol, prin perspectiva oamenilor superinteligenți care pretind fiecare în parte că ei sunt inventatorii. Rezultatul este o dramă în care se luptă cu forțe egale atât creația cât și distrugerea, în care se prezintă poveștile contradictorii, ideile diametral opuse și relațiile sociale în plină metamorfoză care definesc lumea noastră de astăzi. Is there anything that you need to tell me? Your actions could have permanently destroyed everything I've been working on. We have been working on. Do you like being a joke? Do you want to go back to that? Mark! This is our time. If you guys were the inventors of Facebook, you've invented Facebook. That's our show for tonight, people. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
În cursul zilei de astăzi s-a produs un grav accident pe drumul european E583 la intrarea în orașul Poduiloaiei. Două autoturisme au intrat în coliziune, fiind implicate 5 persoane aflate în acestea, dintre care și un minor în vârstă de 16 ani. Una dintre victime a rămas încarcerată și a fost nevoie de intervenția detașamentului de pompieri pentru descarcerare. Conducătorii auto nu au putut fi testați alcoscopic, urmând a fi recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetări. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Botoșani cu auto specială de descarcerare și una de stingere, dar și două ambulanțe. Aceștia au constatat că toate cele trei persoane, printre care și un bebeluș, erau ieșite din mașini, fiind preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. În paralel, polițiștii au făcut cercetări la locul cu pricina. Din verificările efectuate până în acest moment, s-a stabilit faptul că o tânără de 31 de ani din comuna Vorona, în timp ce se deplasa cu autoturism pe drumul județean 208H în localitatea Corni, într-o curbă la stânga ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a intrat în impact cu gardul unei locuințe. În urma evenimentului au rezultat două victime, dintre care una minoră. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor prin deconectarea bord. Doi adulți și un minor și-au pierdut viața astăzi într-un tragic accident rutier petrecut în comuna Secuieni din județul Neamț. Totul s-ar fi produs din cauza unei depășiri neregulamentare. În eveniment au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară. Toate victimele provin din aceeași mașină. În autoutilitară se afla un singur bărbat care a fost transportat la spital. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție la fața locului, intervenind pompierii din Roman. Că în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară, rezultând decesul a trei persoane și rănirea altor trei. Polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere. La noapte, în sudul și estul țării, cerul va fi mai mult noros. Pe arii restrânse va fi ceață, asociată îndeosebi în dealurile subcarpatice ale Munteniei și Olteniei, cu burniță sau ploi slabe. În Carpații meridionali, la peste 1500 de metri, trecător vor fi posibile fulguieli. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, dar mai ales pe dimineață, pe văi și în depresiuni, izolat, se va semna la ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și în zonele de munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 și 9 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților orientali, până spre minus 3 grade. În capitală cerul va fi mai mult noros, iar mai ales spre dimineață se va semna la ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 6 grade. Mâine, în regiunile sudice și estice, vremea va fi în general închisă, cu nebulozitate joasă și pe arii răstrânse ceață, posibil asociată cu burniță sau ploi slabe. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar dimineața, îndeosebi în zonele joase din Transilvania, va fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde viteza la rafală va atinge și depăși 55-65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 17 grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile de vest. În capitală, cerul va fi mai mult noros, iar mai ales dimineața vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade. La munte, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar pe văile și în depresiunile, îndeosebi din Carpații meridionali și orientali, mai ales dimineața și noaptea, va fi nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va avea unele intensificări la altitudini mari, temperatura aerului va avea valori comparabile cu cele din ziua anterioară. Începe meciul, dar soția îți cere să o ajuți la cumpărături? Pune pauză și îl urmărești mai târziu. Ți-a scăpat o fază importantă? Derulează!
te uiți la meciul secolului. Înregistrează-l! Și ai totul la o calitate excepțională a sunetului și a imaginii de 5 ori mai bună decât cea standard. Numai cu televiziunea Dolce Interactiv de la RomTelecom. Cei care ne vizitează știu că la Penny găsesc o mulțime de produse, toate de cea mai bună calitate. Săptămâna asta ai Dalmair cafea clasic intens la doar 19,29 lei cu cardul Penny și Timișoreana bere blondă la numai 14,99 lei. Penny. Nu înțeleg nimic din scrisoarea asta, e ceva cu etă. Ia să vedem ce are moșul cu etă. Trompetă. Amuletă. Rachetă. Racletă! Bicicletă! Vedetă! Tabletă! Și net! Iarna asta magia se dublează. Ia-ți pachetul cu televiziune, internet și telefonie de la RomTelecom și primești tableta Samsung 3G plus acces online la filmul avioane. Iar pentru magie dublă, primești și net nelimitat de la Cosmote. Comandă în magazine. RomTelecom. Televiziune, internet, telefonie.